Thank you.
Albi. Cristi. Thank you.
Dragi oaspeți, liebe Gäste, ich heiße euch herzlich willkommen beim Trachtenfest Sankt Anna 2023. Am onoarea să vă salut. Bine ați venit la parada portului și văbesc din Sankt Anna în 2023. Multă lume confundă acest eveniment cu pomul de mai, care va avea loc în 3 săptămâni. Parada portului, Trachtenfest, nu a mai avut loc în Sankt Anna de aproape 50 de ani. De aceea multe persoane nu știu ce înseamnă de fapt. Leider viele Personen verwechseln das Trachtenfest mit dem Maibaumfest. Das Maibaumfest, das in 3 Wochen hier starten wird. Doch dieses Fest ist ganz was anderes. Es war in Sankt Anna seit fast 50 Jahren kein Trachtenfest mehr. Und dieses haben wir heute, ich glaube, wenn wir uns die Kinder, die Trachtenträger angucken, erfolgreich wiederbelebt. Acest eveniment, cum v-am spus, nu a mai avut loc de peste 50 de ani, iar dacă mă uit la tinerii în costumele populare, Șvăbești, Săsești, Cununița și Busuiocul de aici, cred că putem spune, am reînviat acest eveniment. În continuare, să nu vă rețin foarte mult cu vorbe, vreau să vă spun că în numele tuturor organizatorilor, în numele tuturor copiilor care au muncit pentru acest eveniment, a invitațiilor, grupelor care sunt aici, vrem să vă mulțumim că ați venit, să ne vedeți și sperăm că vom petrece un timp cât se poate de frumos. Ca și program la acest eveniment, vă vom prezenta porturile diferite din diverse regiuni ale Banatului, la fel ca și cele invitate grupe din altă parte. Una dintre primele porturi, având în vedere că dorim să-i prezentăm primii, fiindcă sunt cei mai mici și este foarte greu să stea în picioare, vom prezenta un port de Sankt Anna, de care sunt eu responsabil să-l prezint. Als erstes werden wir eine Tracht aus Sankt Anna vorstellen. Diese Tracht ist ziemlich schwer zu tragen für so kleine Kinder und deswegen wollen wir sie als allererstes vorstellen, damit die sich nachher umziehen können. Vă rog frumos, haideți să-i încurajăm! Aici avem un port de Maria Mädchen, Fetele Maicii Domnului, este un port tipic sântănesc, care fete, în onoarea Maicii Domnului, de sărbători ale Maicii Domnului, îl poartă sau l-au purtat. Acest port este tipic pentru zona de Sankt Anna, Șiria, Pâncota și Șiman, fiind alb, respectiv alb-negru. Aici este alb-albastru. Fetele, de regulă, au câte o coroniță și au o coroană mare, care o puteți vedea, care este făcută exclusiv din ceară. Wie man sehen kann, die Mädchen haben das klassische Weiß, das hier in der Gegend Sankt Anna, Hellburg, Pankota und Schimant dominiert an. Zwar mit Blau, nicht mit Schwarz wie üblich. Die Mädels tragen in der Regel eine Krone auf dem Kopf, ein Krönchen, als auch eine große Krone in der Hand, die ausschließlich aus Wachs geformt ist. Okay. Wir bedanken uns. Vă mulțumim că ați venit. În acest stil se va continua acum împreună cu anumite dansuri care fetele noastre le vor modera ale grupelor, ale diferitelor grupe. Programul de astăzi.